Mulțumesc pentru invitație. De multe ori ne dorim lucrurile, dar nu știm cum să le obținem, pentru că nu comunicăm în modul corect și nu știm cum să atragem ceea ce ne dorim de la bărbatul din viața noastră sau femeia după caz. Acum depinde ce ne dorim, pentru că și chestiunea asta ar merita discutată. Bine, nu să insistăm pe argument foarte mult, dar cu toții suntem prezenți, foarte prezenți în cotidian și ne dăm seama că sunt tipologii de oameni, sunt valori pe care noi le-am moștenit și cu care venim în viața de cuplu, că până la urmă despre asta vorbim. Unii sunt mai înclinați către valorile tradiționale, către familie, către copii și vor să obțină echilibru, liniște, atenție, afecțiune. Alții sunt mai mult tentați de oferta extrem de tumultoasă a timpurilor moderne și poate își doresc lucruri materiale. Dar cu toții avem nevoie și ne dorim lucruri de la partener, nu? Corect. Auzim de foarte multe ori, am mai și auzit pe canapea asta lucru, că în viață trebuie să știi, ori vrei să ai dreptate, ori vrei să ai liniște. Bun. Cum facem să găsim calea de mijloc în povestea de cuplu? În momentul în care ai să auzi termenul dreptate, acolo întotdeauna există luptă de putere. Acolo nu există liniște, pentru că liniștea se obține prin a negocia. Vorbeam mai devreme cu Andrei, înainte să, exact despre asta e vorba. Spuneam că în ultima perioadă cuplurile sunt razna rău de tot, tocmai din cauza acestei lupte de putere. Deci totul se negociază. Nu poți să obții lucruri, așa cum spunea Natalia mai devreme, printr-o comunicare agresivă, printr-o comunicare care nu este argumentată, dar până la urmă și la coadă, la bază, stau, să zicem așa, fundamentul relației, care dacă nu este bazat pe încredere, pe respect și dacă vrei, pentru că v-am simțit și tema emisiunii e cum obțin de la bărbatul din viața mea, vezi, noi bărbații mai avem și această nevoie de validare. Da? Dacă tu l-ai desconsiderat tot timpul și dacă tu îl invalidezi la orice pas, ba în fața prietenilor, ba în discuțiile directe, atunci vei crea un fond adversativ și foarte greu obții lucrurile, pentru că se încarcă, se amorsează psihicul fiecăruia și atunci ajungem la lupta de putere. Dar să spunem că ne dorim mai multă atenție, mai multă implicare din partea lui, mai mult focus pe relație, emoțional vorbim, ne dorim lucruri, că de cele materiale... Ajungem și la ele. Da. Începem cu substanța discuției. Cum reușim să obținem de la el toată treaba asta? Întrebarea ta este foarte bună. Am avut aseară un cuplu, eu pot să spun, fără să dau nume, și am tras de terapia asta de cuplu o oră, pentru că mi-am dat seama că oamenii nu reușesc să exprime nevoile punctual. Deci, întreb, doamnă, ce doriți de la soțul noastră? Generalități, să-mi dea atenție, să... Nu, concret, punctați. Deci de foarte multe ori nu știm noi ce să cerem de la partener, dar partenerul avem pretenția să intuiască. Are de unde să știe, nu? Deci primul argument este să centrez foarte bine ce nevoie am. Spune-i, domnule, mai ales că noi bărbații, exact, suntem dihotomici. Noi cam alb și negru, atâta. Dar nu trebuie să simți oarecum partenerul, nu, fără să-i spui, să-i impui din prima, uite, eu de la tine vreau dragoste, vreau casă, nu sunt chestii care se cer. Nu sunt chestii care se câștigă. Nu, respectul nu se câștigă. Dragostea nu se câștigă sau se arată într-un fel. Nu e urât să pui pe hârtie teoretic, chiar dacă e hârtie fictivă, nevoile alea, să-i spui omului cu care intri într-o relație, băi, eu de la tine vreau așa, eu vreau să fii așa, vreau să fii așa, vreau să fii așa. Wow, deja eu am o sarcină, deja nu mă mai gândesc că e o chestie frumoasă în care intru deschis și cu sentimente, ci mă gândesc că deja am niște obligații. Nu, astea ar trebui să vină by default. Deci trebuie să vină de la sine, da? Dacă există perioada aia de îndrăgosteală, clar, acolo există atenție, toate lucrurile astea despre care tu vorbești. Dar după aia viața noastră este făcută din eveniment, de cotidian. Și apar aceste elemente care se înscriu în marile principii, astea sau argumente, atenție, afecțiune, respect, ce vrei. Eu știu. Dar ce tu momentul în care ceri un anumit lucru, îl ceri din sfera atenției, de exemplu. Vine omul acasă de la job și femeia are pretenția să o asculte și pe ea 20 de minute ce a făcut peste zi. E, punctual trebuie să exprim chestia asta și asertiv, adică frumos. Și mai e o chestiune. Uite, vă dau întâmplător exact elemente din terapia de aseară. Se duce omul acasă, își dorește 20 de minute, de fapt femeia își dorește să stea de vorbă cu el și în momentul în care începe să povestească, îi aduce critici. N-ai făcut cu tare, n-ai făcut cu tare. Automat, omul o percepe ca pe o chestiune negativă și refuză. După aia femeia reclamă faptul că nu mai are această începe pornire. Începe cu declanșezi un război. Vezi? Un mic război. Exact, deci vorbim despre chestiuni punctuale. Și atunci, cum ar trebui să facem?
Se întâmplă, se întâmplă foarte, foarte des să auzim chestia asta, că intri într-o relație, da, după care femeia vrea să te schimbe. Și tu spui, păi da, dar m-ai cunoscut așa, acum de, atunci a fost bine, de-aia m-ai luat, că m-ai văzut cum sunt și acum de ce vrei să mă schimbi? Voi ce ați mâncat dimineața, că sunteți foarte inspirați la întrebări? Viața personală este un șir de inspirație. Da, corect. Eu vorbesc în numele meu. Hai să schimbăm termenul ăsta de schimbare. Că ne induce în eroare, foarte multe concepte ne induc în eroare. Nu are cum cineva să te păstreze așa cum ești. Nu vreau să dau niște exemple ciudate, dar dacă tu nu ai ridicat capacul de la WC-ul cât ai fost holtei singur și ești într-o relație, acum trebuie să te adaptezi. Hai să nu-i zicem schimbare, adaptare. Și ca exemplu ăsta pueril, sunt multe altele. Cam toate. Nu există să nu te adaptezi. Dacă vă deranjează schimbare, schimbați-l. Dar e adaptare. Tu ești obișnuit să fii mai dezordonat, nu știu dacă ești așa, dar nu contează, da, bravo. Femeia cu care tu conviețuiești vrea să pui lucrurile la loc. Cum facem? Tu o să vii să-i spui, nu știu, domnule, eu așa sunt, mă iei cum, mă păstrez cum m-ai luat. Păi nu e așa. Dacă vrei o viață echilibrată, și aici intervine exact ce ai spus la început, luptă de putere, vreau să fie ca mine, sau liniște, echilibru. Cum? Prin negociere. Băi, nu pot să fac chestia asta acum. Am fost obișnuit așa. Dar uite, promit, pe încerc. Parcurs, o să... Hai să stabilim niște chestiuni, mă țin de ele. Consecvența, până la urmă, duce la automatisme. Vorbeai despre faptul că de multe ori aceste reproșuri creează o îndepărtare între parteneri, da? Și creează și declanșează un război. Cum ar trebui să vorbim cu partenerul punctual, astfel încât să nu-i reproșăm, dar să-i atragem discret atenția că ne dorim lucruri de la el? Comunicarea asta se cheamă asertivă și e acum, o negociere permanentă. Clar, 100%. Asta e cheia. Ce spui tu acum este cheia unei relații funcționale. Deci negocierea permanentă versus bătălia în sufragerie. Ne-am pus mânușile, ne batem. Nu, negocierea înseamnă că luăm fiecare argument punctat, centrat pe nevoia respectivă și o discut. Cum? În primul rând trebuie să fiu conștient că în pofida orgoliului rezultatul prost se reîntoarce la mine. Dacă eu vreau să transmit ceva și o transmit cu agresivitate, cu imperativul categoric, n-o să am, eu sunt cel care nu o să am un rezultat. Edi, în încheiere, vreau să întreb un lucru. Devine obositoare această negociere permanentă pentru cuplu? Erodează un pic cuplu și erodează un pic nervii omului, care știm foarte bine în momentul ăsta e o perioadă foarte nasoală globală. Serviciu, boală, stres, război, alea. Vin acasă și am altă negociere și acasă după ce am negociat 10 ore poate la locul de muncă. Da, devine obositor pentru relație? Da, așa pare înainte să te apuci de negociere. Dacă tu vrei o perioadă experimentală cu partenerul în care să începeți, dați mâna și spuneți de azi negociem tot, creierul va percepe în timp faptul că se rezolvă multe din lucrurile alea și îi dau stare de bine. Și atunci el singurel va alege negocierea, pentru că în momentul în care o pune în practică, îi aduce beneficii. Până la urmă, succesul te duce exact să încerci despre mai mult. Despre asta vorbim. E ca la sală, da? E foarte greu să intri în sală după ce n-ai mai făcut sport atâta vreme. Dar când începi să vezi rezultatele... Dar în momentul în care începi să vezi, te simți bine, te simți ușor, atunci te trage ața la sală, ca să mă exprim așa popular. Mulțumim că ai făcut lumină.